Mai exact, programul a cuprins expoziție de fotografie documentară, expoziție de pictură și grafică Doina Vianora Catargiu, lansare de album de artă, Măiastra Florilor și a Luminii și recitalul Bijuterii Muzicale Europene, susținut de Iohannes Raimund Oneșciuc, pian, și Diana Păstru, vioară. Pentru a marca aceste dimensiuni europene, mulțumesc mai mult privind pe iată și de această dată se alături de noi și ne sprijină în realizarea tuturor evenimentelor aici la Centrul Cultural Bucovina și să le mulțumesc colegilor mei de la Ansamblu Ciprian Popescu, domnului șef al direcției muzicale, cunoscut Raimund Iohannes, cel ce va susține un recital alături de colega noastră, Diana Păstru, ceva special pentru dumneavoastră, astăzi de ziua Europei. Să dea Dumnezeu să fie bine și să ne vedem cu bine și la alte acțiuni, fiindcă avem nevoie de cultură și de lucruri frumoase. Doamne ajută și să fie bine! Expozițiile pot fi vizionate în perioada 9-15 mai 2021. Mai multe despre acest eveniment, în curând, la emisiunea 3G, realizată de Mihai Pânzaru Pim și Bobby Stroie, la televiziunea Intermedia.